Eu, Crypto e bine te-am la încă un episod. Astăzi venim cu tips and tricks și mai exact vin cu trei site-uri care cred eu că sunt de mare ajutor când îți faci research-ul despre diferite proiecte, despre toată zona cripto, despre ce se întâmplă în industrie și așa mai departe. Sunt curios să aflu și care sunt site-urile pe care tu le folosești, așa că poți să le lași mai jos în comentarii. Hai să-i dăm drumul și începem cu DeFi Lama, unul dintre cele mai complexe site-uri, atât când vine vorba despre zona asta de DeFi, dar nu numai. Și intrăm și vedem DeFi Lama aici pe prima pagină, în primul rând un overview per total din zona de DeFi. Vedem, de exemplu, faptul că sunt în momentul de față 46,7 miliarde de dolari valoare blocată în protocoalele de DeFi, ceea ce înseamnă ceva, nu mai ales pentru perioada asta în care cel puțin din zona altcoins încă suntem într-un bear market destul de interesant și poți să vezi foarte multe chestii. Uite, de exemplu, poți să vezi date despre lanțuri și TVL-ul lor, total value locked pentru fiecare lanț. Bineînțeles, nu se aștepta nimeni, dar Ethereum are cel mai mare TVL, total value locked pe Ethereum în acest moment de 25,37 de miliarde și asta numai pe lanțul principal, pentru că dacă ar fi să adunăm și ceea ce se întâmplă pe LR2, ne uităm și arbitru mare 2,3 miliarde, optimism la fel aproximativ un miliard și așa mai departe, deci de departe nu se pune nimeni cu Ethereum. Vedem că în Tron totuși mai sunt alte 8 miliarde blocate, dar bineînțeles că în Tron vorbim foarte mult de zona de stablecoins, pentru că USDT-ul circulă foarte mult pe acel lanț. Apoi poți să faci comparare între diferite lanțuri, poți să te uiți pe airdrops și să vezi ce protocoale în momentul de față nu au un token și ar putea, ar exista posibilitatea să facă un airdrop la un moment dat. Poți să vezi forks, poți să vezi top protocols, expense și așa mai departe. Apoi, mai jos, după overview, putem să vedem, de exemplu, dobânzi. Și dacă te interesează să faci, de exemplu, providing de liquidity pe diferite protocoale, poți să vezi aici dobânzile și um, randamentul pe care îl culegi în fiecare dintre ele. De exemplu, bineînțeles, cel mai mare TVL este în Lido, unde poți să pui Ethereum la staking și să primești acea formă de liquid staked ETH. Mai departe poți să vezi, bineînțeles, pentru orice fel de protocol, pentru orice fel de pereche și așa mai departe, din cele pe care le agregează în acest moment DeFi -Lama, dar sunt majoritatea. Bineînțeles, poți să vezi și date pentru NFT-uri, să vezi care sunt în momentul de față cele mai mari în funcție de volum, în funcție de floor price și așa mai departe, totul supply, so on and so forth poți să vezi unlocks, poți să vezi inclusiv date despre ce se întâmplă cu exchange-urile centralizate în această rubrică Check Transparency și să vezi, de exemplu, la Binance, care în momentul de față în portofelele publice 70 de miliarde în assets, dintre care 61 sunt clean assets, care exclud TVL-ul din BNB, care este, bineînțeles, și tokenul Binance. Bun, mai departe poți să vezi date despre bridge despre governance, despre lichidările on-chain și, bineînțeles, volume, revenue, raises și așa mai departe. Inclusiv stablecoins, unde v-am mai arătat eu de-a lungul timpului datele despre cum arată în acest moment totalul de stablecoins. Deci DeFi Lama un site foarte complex cu foarte multe chestii pe care poți să le urmărești aici date importante. Mergem la următorul site acum și trebuie neapărat să vă recomand Dune.com, Dune Analytics, care este un site de dashboard-uri făcute de comunitate pentru absolut orice on-chain, absolut orice on-chain. Adică te interesează, de exemplu, nu știu, date despre zona de NFT și vezi tagul de NFT și vezi dashboard-uri despre NFT-uri și, de exemplu, acum se încarcă, așteptăm să încarce puțin și cel mai urmărit dintre ele este acest NFT Market Overview, de exemplu. Și vii aici și te uiți la fiecare date în parte pe care le cuprinde acest dashboard. De exemplu, poți să vezi volumul zilnic, volumul săptămânal, să vezi dominanța volumelor în funcție de fiecare platformă, să vezi numărul de traderi, cum a evoluat de-a lungul timpului, uite și diferențe de la 250.000 pe OpenSea în um, ianuarie 2022 până în momentul de față la 31.000 bear market într-adevăr și aici. Uh, daily traders, weekly traders, numărul de tranzacții, proiectele cele mai importante, standardele um, de token pentru NFT-uri, dacă sunt un 1, 5, 5 sau 7, 2, 1 și așa mai departe. Și asta este un dashboard pe care l-a creat un om din comunitate. Dar mai găsești o grămadă de dashboard-uri despre tot felul de chestii. Uite, de exemplu, despre Blast, care este cel mai nou L2, apărut chiar aseară, sau despre Blair zero Missing Chains, sau despre frenPE de exemplu, care a rupt în ultima perioadă, la fel, intri și vezi um, tot felul de date, numărul de atacuri, de exemplu, din joc, um, sau numărul de NFT-uri, câte minturi au fost până în momentul de față, numărul de holder, and so on, and so forth. Lucruri care te pot ajuta în momentul în care vrei să faci research despre un anumit proiect. Poate vrei, de exemplu, date despre Uniswap și mergei, scrii Uniswap, și vezi ce dashboard-uri găsești. Poți să urmărești să vezi cât de mulți oameni adaugă la favorite anumite dashboard-uri ca să înțelegi cât de importante sunt și de corecte și să-ți iei datele de care ai nevoie chiar de aici. Deci, Dune Analytics iarăși un site super drăguț pe care poți să-l folosești fără niciun fel de problemă. Și ultimul site pe care o să-ți-l recomand în acest clip este Token Unlocks. Probabil m-ați mai văzut folosindu-l. Mi se pare super important, mai ales când vrei să iei o anumită decizie și să faci timingul corect pentru decizia pe care o iei în momentul în care vrei să investești. Token Unlocks în mare parte te ajută să-ți dai seama când se vor debloca tokenii de la diferite proiecte, când vin banii ăia mari către VC-uri, când se deblochează clifurile și așa mai departe și să vezi cât de mare este inflația, and so on. Și super simplu de verificat. În primul rând poți să mergi aici să cauți un proiect dacă vrei tu sau dacă nu poți să te uiți aici în dashboardul principal și să vezi în funcție de fiecare proiect. De exemplu, hai să intrăm pe WorldCoin și să vedem cum arată lucrurile. În acest moment urmează un unlock liniar, de exemplu, următoarea o să fie de undeva la 22 de milioane de token, care valorează acum aproximativ 54 de milioane de dolari. Și cam așa arată timetable-ul de unlocks. Bineînțeles, WorldCoin este puțin diferit pentru că contează foarte mult modul în care reușesc ei să adune adopție și oameni cărora să le dea mai departe token Dar, de exemplu, mergem la Space ID. Hai să vedem cum avem aici economics-ul și cum arată. Vezi, poți să-ți dai seama în scări de fiecare cliff, cum urmează să fie vesting și așa mai departe. Poți să duci mai jos și să înțelegi exact economics-ul și cum evoluează lucrurile, când încep anumite cliff și cât de mare este inflația. De exemplu, pentru Space ID, că totul avem aici, avem în momentul de față un total de. 433 de milioane de tokeni deblocați în acest moment, și undeva în 2025, în septembrie-octombrie, vom avea 1,3 miliarde de, de deci de 3 ori mai multe monede în circulație decât sunt în acest moment. Și asta te poate ajuta să iei la un moment dat anumite decizii. Poți să vezi și partea asta de eventuri, tot aici, și să mergi, de exemplu, să vezi tracking-ul pentru portofelele Mount Gox, dar în mare parte cea mai importantă, cel mai important lucru pentru care folosesc eu Token Unlocks este să mă uit la proiectele care mă interesează, cum stau cu tokenomics-ul și cu deblocările. Așa am evitat, de exemplu, să cumpăr anumite monede când urma să aibă un event mare, un cliff mare, ceea ce evident la acel moment a produs ceva frică în piață și presiune pe partea de vânzare. Acestea sunt doar trei. Spune dacă ți-a plăcut clipul ăsta pentru că îl terminăm aici. Spune și site-urile pe care le folosești tu și poate mai facem episoade cu site-uri utile pe care le poți folosi dacă văd că vă place. Nu uitați să dați un like dacă apreciați munca asta și să-mi spuneți în comentarii părerea voastră. Până în alta, eu sunt Andrei Brătucu și ne vedem mai ales pe X. Bye bye!